Suntem gata? Da. Ai mass media. Din prima zi am spus clar care sunt prioritățile mele la minister și știu exact ce am de făcut. Una din prioritățile asumate este realizarea programului național de extindere și reabilitare a pădurilor. Totodată, vorbim despre gestionarea corectă și transparentă a pădurilor existente, dar și valorificarea corectă a masei lemnoase. Guvernul investește tot mai mult în programul național de împădurire, dar și în dotarea întreprinderilor silvice cu echipament și tehnică modernă. Este extrem de important să amplificăm și să continuăm procesul de împădurire. Dar nu mai puțin important este să ne asigurăm că pădurile existente sunt gestionate corect și exploatate corect, așa cum prevede legea. Altfel spus, avem obligația să ne asigurăm că nu sunt admise abuzuri și tăieri ilegale. Astfel, în luna iunie, am creat o comisie pentru a verifica cum întreprinderile silvice exploatează parchetele și suprafețele de pădure și pun în valoare masa lemnoasă. Astăzi, alături de directorul Mulțilva, Victor Durbală, și de șeful Inspectoratului pentru Mediu, Ion Bulmaga, vă vom prezenta primele rezultate ale unor controle desfășurate la întreprinderea silvică Tighina. Una din modalitățile prin care se aduce prejudiciul mediului, dar și în general sectorului silvic, este punerea în valoare a masei lemnoase pe picior. Ceea ce am depistat în cadrul controlului efectuat la întreprinderea silvic Tighina, mai exact în ocolul silvic Talmaza. Datele preliminare sunt alarmante. Urmarea verificării a 5 parchete de pe un teritoriu de doar 4,1 hectare, care urmau să fie, atenție, exploatate în toamna 2024, s-a constatat o diferență de volum de 491 metri steri sau 344 metri cubi, valoarea cărora este în jur de 360.000 de lei. Dar cu toate încălcările depistate în acest ocol, suma prejudiciilor ar putea depăși jumătate de milion de lei. Aceasta este o schemă infracțională unde sunt implicați unii angajați ai ocolului silvic, ingineri și factori de decizii ai întreprinderii silvice, dar și angajați ai Inspectoratului de Protecție a Mediului. Adică, conform documentelor, urmau să fie obținute 713 metri cubi de lemn, dar în realitate volumele erau de 1057 metri cubi. Diferența de 344 metri cubi, cel mai probabil, urma să se vândă la negru. Ca să fie mai clar, vorbim de echivalentul a 50 de mașini de lemn. Controlele efectuate au demonstrat că la acest capitol mai avem mult de muncit. Și că, din păcate, există zone în care pădurea este considerată de unele persoane drept propria moșie și o sursă de îmbogățire personală. În continuare, o să rog pe domnul director Mulțilva să ne prezinte mai multe detalii. Bună ziua! Odată cu investirea mea în funcția de director al agenției Mulțilva, am avut o sarcină clară. Mai multă transparență în sectorul silvic și la toate etapele de gestionare a pădurilor. Începând de la pază și regenerarea pădurilor până la efectuarea lucrărilor silvotehnice. Ne-am propus să prevenim și să stopăm furtul de lemn la etapa inițială, nu doar să reacționăm după ce deja lemnul s-a furat. Astfel, am întreprins mai multe acțiuni pentru a preveni cazurile de tăieri ilicite. În baza ordinului numărul 118 din 17 iunie a fost creat grupul de lucru mixt pentru efectuarea verificărilor în perioada 18 iunie 5 iulie în ocolul silvic Talmaza și întreprinderea pentru silvicultură Tighina. Și anume a fost dispus verificarea calității lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase pentru trimestrul 3 și 4 anului în curs. Totodată a fost verificarea corectitudinii comercializării și a stocurilor de producție forestieră reflectate în evidența contabilă, dar și verificarea stării fondului forestier la compartimentul tăierii ilicite. Conform datelor preliminare, au fost constatate mai multe nereguli, dar astăzi ne vom referi doar la calitatea lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase în parchetele autorizate și destinate pentru exploatarea din toamnă. Rezultatele verificărilor confirmă faptul diminuării volumului de masă lemnoasă autorizat destinat recoltării și anume, în parchetul 3Z1, specia plop, o suprafață de 0,39 hectare, în urma inventarierii arborilor destinate recoltării,
s-a constatat diminuarea volumului real pe parchet cu 136 de metri cubi, ceea ce reprezintă o diminuare cu peste 30% mai mult a volumului real față de cel care este înscris în autorizația pentru tăiere eliberată de Agenția de Mediu. Un alt exemplu, parchetul 58Z1, specia plop, suprafață 0,8. În urma inventarierii arborilor destinați recoltării s-a constatat diminuarea volumului real pe parchet cu 119 metri cubi, ceea ce reprezintă o diminuare cu 37% a volumului real față de ceea ce este înscris în autorizația pentru tăieri eliberată de Agenția de Mediu. Ca urmare a totalizării încălcărilor menționate la acest compartiment, reiterăm că în cadrul a 5 parchete, cu o suprafață cumulativă de 4,1 hectare, care urmează a fi exploatate în toamna anului 2024, s-a constatat diminuarea volumului real a recoltării cu 344 de metri cubi față de cel care este înscris în autorizație. Din aceste considerente, materialele verificărilor efectuate urmează a fi transmise instituțiilor de resort. Inclusiv, pe intern, vom iniția mai multe anchete de serviciu pentru personalul silvic, indiferent de funcție, că e de execuție, că este de răspundere, de conducere, atât la nivel de ocol, cât și la nivel de întreprindere, toate persoanele care au admis încălcări vor fi sancționate. În context, menționăm că două parchete din cele 5 menționate, două au fost verificate de reprezentanții structurilor teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Aceștia nu au depistat carențe și au admis autorizarea unor volume de tăieri prin subestimarea volumului real din pădure, din parchet. În perioada următoare vor fi inițiate o serie de verificări în toată țara cu scopul prevenirii și excluderii unei asemenea încălcări, iar pe viitor ne propunem să asigurăm elaborarea și implementarea unor mecanisme de evidență și trasabilitate a lemnului. Cu referire la celelalte aspecte care fac obiectul verificărilor menționate mai sus, ne vom expune după finalizarea verificărilor și le vom face publice și toate măsurile care vor fi întreprinse, tot le vom face publice. Vă mulțumesc! Domnul Bulmacă, vă rog. Vă mulțumesc, domnule ministru. Stimați cetățeni, în conformitate cu prevederile legii cu privire la protecția mediului înconjurător, Inspectoratul pentru Protecția Mediului este organul aflat în subordinea Ministerului Mediului, care este abilitat cu funcția de control asupra respectării legislației de mediu de către persoanele fizice și juridice, precum și cu funcția de verificare a utilizării raționale a resurselor naturale. În conformitate cu hotărârea de guvern cu privire la funcționarea Inspectoratului, acesta își realizează funcțiile stabilite pe următoarele domenii de competență. Protecția aerului atmosferic și a resurselor acvatice, protecția florii, faunei și ariilor naturale protejate, protecția solului și subsolului, gestionarea deșeurilor și substanțelor chimice, cât și realizarea politicilor de mediu pe acest domeniu. Așa cum a fost menționat mai sus, colaboratorii Inspectoratului pentru Protecția Mediului au participat alături de colegii de la Molsilva, depistând împreună ilegalitățile care au fost precitate. Pe această cale țin să le aduc sincere mulțumiri celor care au lucrat în acest grup, mulțumindu-le pentru corectitudine, echidistanță și obiectivitate. Tot în acest context, menționez că, într-adevăr, în două parchete din ocolul silvic Talmaza au fost făcute verificări de către reprezentanții subdiviziunilor teritoriale, aceștia admițând autorizarea unor volume de tăieri prin subestimarea volumului real de masă lemnoasă. Deși de nenumărate ori am venit cu mai multe apeluri către colegi cu mesajul de zero toleranță la corupție și protecționism, cu părere de rău trebuie să constat că acest flagel își mai are loc printre unii colaboratori. Acum urmează pe interior să constatăm cine sunt persoanele care au fost la coordonarea acestor lucrări și au admis asemenea greșeli, urmând a fi aplicate sancțiuni dure până la eliberarea din funcție. Concomitent, grupul de lucru își va continua activitatea, iar în cazul în care vor fi depistați și alți inspectori care, fie din neștiință, fie din necunoaștere, vor admite asemenea încălcări în privința acestora, urmând a fi aplicate sancțiuni disciplinare, ori după caz, de ordin penal. Într-un final, fac apel către fiecare cetățean al Republicii Moldova cu mesajul că protejarea pădurilor, de fapt, este obiectivul nostru comun, iar calitatea vieții și sănătății fiecărui cetățean este direct proporțională cu calitatea componentelor de mediu.
Stimați cetățeni, eu vă îndemn să fiți vigilenți și să raportați fiecare caz care atentează la protecția mediului înconjurător. Stimați reprezentanți ai mass media, noi continuăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră de a duce mai departe și acest mesaj, dar și cele care vor urma, ca ele să ajungă la fiecare dintre cetățeni. Sunt sigur că noi împreună putem să facem o diferență semnificativă în protejarea mediului înconjurător, în scopul asigurării unui viitor mai verde pentru generațiile care vin. Vă mulțumesc! Stimați cetățeni, stimați mass media, mesajul meu este simplu. Corupția în sistem nu va fi tolerată. Solicit ca toate persoanele implicate în această fraudă să fie suspendate din funcțiile pe care le dețin. Iar dosarul, odată ce va fi finalizat, să fie transmis către organele abilitate. Vom continua controlele, întrucât fraudele în silvicultură nu se rezumă doar la procesul de tăieri pe picior, dar se regăsesc și la alte etape. Stimați silvicultori și angajați din domeniul silvic, știu că depuneți un efort enorm în activitatea dumneavoastră, iar salariile sunt mici în raport cu munca depusă. Dar chiar și așa, ilegalitățile nu sunt o soluție și nu vor fi tolerate. Vreau să înțelegem că dacă ne-am face lucru onest din poziția pe care o deținem fiecare, cu siguranță încasările la întreprinderi ar crește considerabil, iar asta ar genera venituri suplimentare și inclusiv din care am putea crește salariul. Totodată am un mesaj către angajații din cadrul Inspectoratului de Protecție a Mediului. Voi sunteți direct responsabili de protecția pădurilor și de voi depinde cât de corect se aplică legislația în domeniul forestier. Astfel, domnule director, vă rog să vă asigurați că inspectorii de mediu își fac munca corect, fără nicio abatere. Nu vom putea avea performanță în silvicultură dacă abordarea nu va fi schimbată. De aceea, voi ține personal la control acest subiect. La fel, vin cu un îndemn și către cetățeni, pădurea este a tuturor. Iar dacă ați depistat sau cunoașteți o ilegalitate în domeniul silvic, vă rog să ne comunicați aceste informații, iar noi vom interveni cu măsurile necesare. Vă mulțumesc pentru atenție. Acesta a fost un briefing de presă și noi avem o anchetă în derulare și ar fi bine să nu prejudicem ancheta. Cu siguranță, în cel mai scurt timp, vom veni cu detalii suplimentare. Vă mulțumim! În briefing noi am vorbit despre 491 de metri steri. 360 de mii de lei. Și câți persoane sunt? Cu persoanele implicate venim cu detalii. Cu detalii pe acest subiect vom veni în cel mai scurt timp. Vă mulțumim. Mulțumim.